Bună ziua! Invitatul interviurilor PS News de astăzi este domnul general Ioan Sârbu, medic, cadru universitar și mai nou, după ultimul trend, să spun așa, candidat din partea Partidului Național Liberal la un post de deputat, domnul Deputat, general, exact. În Argeș. În Argeș. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Prima oară la noi alături de în interviu. O să trec direct la subiectul care... Cred că e în mintea multora. De ce face pasul spre Parlament un om din zona medicală, din zona militară, dintr-o cu totul altă zonă decât cea a politicului? Încă o dată bună ziua, bine v-am găsit. Îi salut pe argeșeni, pe care am început să-i cunosc foarte bine, chiar îi iubesc, și pe telespectatorii dumneavoastră, evident. De ce în politică? În primul rând, pentru că profesia mea și tot timpul cât am activat ca medic militar, eu am gândit și am trăit ca un liberal. Însă și spuneam, profesia mea este una liberală și mi-am dorit să fac acest pas, întrucât n-am vrut să stau pur și simplu pe margine, să mă lamentez că aia nu merge, că cealaltă nu merge, dacă până acum... Cât am fost medic militar, nu am putut să fac lucrul acesta. Odată cu trecerea în rezervă conform legii în vigoare, adică la limită de vârstă, am gândit să fac acest pas și să întorc țării mele, și vă spun nici de cum formal, să întorc țării mele ceea ce eu am primit de la ea, adică instrucție și experiența mea vreau să o ofer, să o dăruiesc, astfel încât, cel puțin în domeniul medical, cred că făcând lucruri și încercând să îndrept lucrurile pe care eu le-am constatat, acest sector, care până la urmă merită orice efort din partea tuturor și a politicienilor și a societății în întregul său, merită, pentru că fiecare dintre noi știm că sănătatea este și rămâne bunul cel mai de preț al fiecăruia dintre noi. Cam ăsta este motivul pentru care s-ar spune, mulți de fapt mi-au pus chiar o întrebare direct, de ce parașutat în Argeș și așa mai departe. Urmă să dezbatem și chestiunea asta, dar pe mine mă interesa în primă fază să înțeleg motivația noastră și doi, dacă nu considerați că accederea către o lumea politică și către Parlament până la urmă nu va însemna pentru noastră și o renunțare la lucrurile pe care le-ați făcut de atâția ani, la zona medicală, la partea universitară, la lucrurile acestea care până la urmă v-au adus și o notorietate și niște beneficii, inclusiv financiare. Evident că m-am gândit la asta când am luat decizia, dar niciun moment nu m-am gândit și nici nu mă gândesc ca în situația în care voi fi ales deputat să renunț la ceea ce mi este mie mai drag pe lumea asta și practic profesia mea e tot ce am eu mai bun în mine. Sub nicio formă n-am să fac asta, pentru că odată cu trecerea în rezervă eu mi-am construit așa viitorul profesional. Îmi desfășor activitatea într-o clinică privată și activez acolo. Este locul unde eu îmi manifest microbul profesional. Spuneam că profesia este tot ceea ce am eu mai bun și mai drag în mine la ora actuală, evident în afară de familia mea, de copiii mei. Dar nu mi-am pus niciodată problema să-mi întrerup profesia, să am nici măcar o sincopă. Eu sunt convins că un om care își dorește să facă lucruri pe lumea asta poate să o facă. Și eu voi... Sunt convins. Adică că voi reuși credeți că veți găsi timp în programul noastră și în viața viitoare să faceți și munca de parlament și profesia pe care vă doriți? Indiscutabil. Altfel, dacă lucrurile vor sta altfel, vă spun de pe acum și spun tuturor că prioritar pentru mine rămâne profesia, însă știu că pot să aduc un plus de valoare politicii sanitare din România,
experiența mea de până acum, instituțiile pe care le-am condus, din punct de vedere managerial vorbesc, îmi dau posibilitatea să pot să îndrept lucruri la nivelul întregului sistem sanitar, lucruri pe care eu le-am găsit ca fiind nefirești și care m-au îngrădit în demersurile mele privind încercările de a îndrepta lucrurile. Pentru că, exact cum spuneți, dumneavoastră veniți cu un background medical, cu un background universitar. Asta înseamnă că în momentul în care veți ajunge acolo, veți vrea să schimbați ceva, să veniți cu un plus. Care sunt lucrurile pe care dumneavoastră credeți că veți putea să le schimbați sau să le aduceți ca beneficii pentru românii odată ce ajungeți în Parlament? Păi, în primul și în primul rând, o să mă concentrez pe a schimba politicile de sănătate. Din pozițiile pe care eu le-am avut până în prezent, nu am putut să fac lucrul acesta, eram dependenți cu toții, dependenți de politicieni. Eu, mai întâi și mai întâi, m-am călit, cum s-ar spune, la locul faptei. Eu vin de pe front, din practica medicală. Eu am fost implicat tot timpul și atunci cât am făcut management medical, administrație, deci în fiecare după amiază n-a fost zi de la Dumnezeu să nu lucrez măcar câteva ore în cabinet. Cu alte cuvinte, eu în primul și în primul rând mi-am propus ca atât în precampanie, care tocmai s-a încheiat, dar și pe timpul campaniei, să merg în spitalele argeșene, în comunele argeșene, mai cu seamă, să văd cum este asigurată asistența medicală a cetățeanului. Pentru asta aș putea să menționez că primele mele opriri într-o comună au fost la cabinetele medicale. Pentru că m-a interesat să văd cum este organizată asistența medicală primară. Acum suntem într-un moment de sinceritate și lucrurile trebuiesc mărturisite așa cum sunt ele. După ce am fost la dispensarul din comuna Bradu, după ce am fost la dispensarul din comuna Oarja și la alte dispensare zilele trecute, vreau să vă spun că am constatat lucruri care m-au tulburat de-a dreptul. Aproape că m-am întors în timp cu cel puțin 20 de ani. Lucrul acesta este nepermis. Este nepermis ca în anul 2016 medicul de familie să fie deprofesionalizat, să fie transformat într-un funcționar pur și simplu. I s-au pus în față niște instrumente, unele dintre ele inutile, și l-au extras, practic, din ceea ce are el de făcut. Asistență medicală efectivă. Este în spatele unui calculator, toată ziua scrie, transcrie rețete și face un fel de triaj, de secretariat. Așa, de secretariat, și completează trimiteri către spitale, către policlinici. Actul medical în sine aproape că nu se mai regăsește. În plus de toate acestea, am găsit în cabinetul medicului de familie un registru care avea sigla Ministerului Sănătății, în care scria, așa, ca în urmă cu mulți ani, de mână, știți, numele, prenumele fiecărui pacient, diagnosticul, prescripția medicală, după aceea a început... Adică nimic informatizat. Nu, asta stați sau un pic. Prea multe date introduse. Stați un pic, că pe urmă aceleași date le trecea în sistemul informatic. Fiecare pacient, am stat și am văzut cum se produce un consult, pentru că am vrut să văd care sunt defectele pe circuitul asistenței medicale rurale, până la urmă. Una dintre verigile cele mai importante ale întregului lanț al sistemului de sănătate este asistența medicală primară, asistența medicală din mediul rural. Pe de o parte, toată informația se consemna electronic, v-am spus, și care îi lua timp medicului, cât ar vrea el să facă și act medical, nu mai poate. Apoi, și le transcrie electronic,
le printează atât scrisoarea medicală, cât și recomandările medicale, prescripția medicală efectivă, îi le mânează pacientului, trece într-o încăpere alăturată, merge la asistentă, care și ea s-a deprofesionalizat, a devenit o registratoare. Pur și simplu am întrebat-o, de fapt le-am întrebat pe amândouă, doamnelor, erau, când ați făcut ultima injecție? Păi da, ce, mai avem timp? Câteodată, așa, când se întâmplă. Pentru că pacientul când ieșea din cabinetul medical, asistenta trebuia să-i prescrie, să-i transcrie, de fapt, într-o fișă, toate aceste date. O muncă infernală. Și l-am întrebat pe medic, domnul doctor, când v-a întrebat cineva despre datele astea scrise așa? Și nu m-a întrebat nimeni, adică nu au servit la nimic, dar să știți că dacă vine un control, știa de la colegii lui, dacă vine un control, primul lucru mă întreabă de registru. Și îmi spune, atâta vreme, păi care e rațiunea? Îmi spunea că, în sfârșit, dacă... Bun, ideea e, bănuiesc, că toată această birocrație a fost creată de politicieni și de specialiștii trecuți, sau cu ghilimele de rigoare, pentru a preveni furtul din sistem, nu? Altă motivație nu văd. Da, există, pentru asta există consemnate toate datele medicale în sistem electronic. Există un dosar al pacientului în care se regăsesc analizele medicale, se regăsește tot istoricul său medical. Da. Nu mai este nevoie de acest instrument care l-a îndepărtat pe medic de practica medicală efectivă. În sfârșit, revenind la întrebarea dumneavoastră, intervenția mea și contribuția mea pe care Partidul Național Liberal mi-a încredințat-o într-un fel alături de ceilalți medici, după cum bine știți, în echipa noastră este și domnul academician Dănăilă și mai sunt și alți medici, împreună eu sunt convins că vom reuși să punem la punct sistemul medical, începând, eu mi-am asumat acest rol să mă ocup în primul și în primul rând de asistența medicală rurală. Pentru asta, în proiectele noastre, în proiectul Partidului Național Liberal, după cum bine știți, a fost făcut public conceptul înființării Casei Medicului, Casa Medicului ca instituție. Ce înseamnă asta? Că, sigur, este și Casa Medicului, că și el trebuie să trăiască și este bine să fie în mijlocul comunității, să aibă condiții civilizate, atractive, ca să rămână acolo, că alminteri vine din când în când, așa cum se întâmplă în foarte multe din situațiile și comunele țării. În sfârșit, tot în acest concept al Casei Medicului trebuie să se regăsească, noi așa l-am conceput, așa l-am proiectat, un micro laborator în care medicul să poată să facă în condiții rapide și imediate cel puțin o hemogramă, o numărătoare de trombocite, de leucocite, ca să poată să-și dea seama dacă pacientul este într-o stare iminentă, într-o stare toxicoseptică, de pildă, și lucrul acesta nu poți să-l faci decât printr-o hemogramă care rapid, în 2 minute, ea poate fi procesată. Apoi, aici trebuie să se regăsească o sală de consultații, cum se cuvine, un cabinet de consultații care trebuie să aibă cel puțin un ecograf. Suntem în anul 2016, apoi trebuie să existe un defibrilator, dacă trebuie să aibă un EKG, cum pot să depistez un pacient care, mă rog, are manifestări asimptomatice sau nu și le poate explica, nu le poate transmite, dar un EKG te ajută să deosebești o ischemie de un infarct miocardic, de pildă, sau defibrilatorul, care este, acum vedeți, în lumea civilizată, îl găsim prin gări, îl găsim prin aeroporturi, îl găsim peste tot, pentru că în felul ăsta s-a constatat că pot fi salvați o mulțime de oameni. Dar un lucru care
mi-a creat mie așa o suferință, trecând prin comună, a fost, dacă vreți, m-am uitat și cu ochiul medicului stomatolog, starea de sănătate a dinților populației. N-am întâlnit prin comunele prin care am umblat, așa rar, câte una, două persoane, care să nu aibă, cel puțin la vedere, probleme stomatologice. Asta pentru că lipsește cu desăvârșire. Eu, în comunele prin care am trecut, nu am găsit un cabinet stomatologic. Și primul gând care, nu mai vorbesc de copii, că am interferat și cu copiii, părinții, când ieșeau la poartă sau pe stradă, așa, mulți dintre ei erau cu copii. Poate și din cauza faptului că această specializare sau această diagnosticare e percepută de foarte mulți ca fiind un lux, se poate lăsa tot timpul la coadă. Mă gândesc că, care să fie, știți cum e, te doare capul, te duci mai repede să te tratezi decât dacă te dor dinții. Dacă te doare stomacul, parcă te mai duce la dinții amâni. Poate asta să fie o explicație pentru această stare de nesănătate. Domnul Bucura, oamenii, de altfel ca noi toți, așa, dar și oamenii de la țară stabilesc prioritățile lor. Adică, înainte de a-i asigura copilului o hrană, câteva hăinuțe acolo, să poți să-l trimiți la școală, să nu răcească și să se bucure și el în cadrul colectivității și al duce la oraș, la un cabinet stomatologic când are probleme, să știți că oamenii aleg să se ocupe de nevoile imediate. Dar se neglijează chiar și pe ei, adulții. Da. În marea lor majoritate, adulții în aceeași egală măsură cu copiii, am remarcat că au probleme stomatologice severe unii dintre ei. Apoi, lucrul ăsta, statul i-a adus guvernele anterioare, toate. Nu mă refer la neapărat la exclusiv la unul dintre ele. I-a adus în această situație, a privatizat în modul cel mai neprofesional și hilar, dacă vreți, a privatizat stomatologia și a luat statul și a luat mâna complet de pe stomatologie, i-a lăsat pe cetățeni să se descurce singuri în relația cu medicul stomatolog. Da. Dar pentru copii vă spun că în această instituție, Casa Medicului, cel puțin pentru copii și pentru urgențele stomatologice, noi am prevăzut un cabinet stomatologic. Nu se poate, este o chestiune de civilizație, este o chestiune de responsabilitate a politicienilor, că oamenii își doresc, dar decizia este la politicieni. Iată încă un motiv pentru care mă regăsesc în politică, că eu știu că pot să am drept. Sună bine și pertinent ceea ce spuneți dumneavoastră. Și partea aceea cu echipamentele și partea aceasta cu stomatologia, însă ambele și nu numai acestea presupun investiții, presupun bani. Da. Credeți că partidul din care faceți parte sau un eventual guvern din care Partidul Liberal va face parte va putea găsi resursa așa cum n-au găsit-o ceilalți de atâția ani de zile, în așa fel încât în aceste probleme să se facă injecțiile de capital de rigoare? Da, fără discuție. Noi le-am discutat în cadrul partidului. Dacă nu constatam că există aceste pârghii financiare, nu le-am fi prins în program. Cele 900 de case, instituții nu înființate, Casa Medicului la care mă refeream, se regăsește în programul de guvernare. Apoi, ca și constatări și nevoi imediate, eu mă voi referi în primul și în primul rând la ceea ce putem noi să facem imediat, ca oamenii să simtă un pic de respect și nu neapărat compasiune, respect, pentru că despre asta este vorba. Sunt foarte mulți bătrâni care nu au ochelari, pensionari. Doamne, ochelari, practic, eu cred că este un drept al fiecărui om de pe planeta asta să vadă lumea cu ochii lui. Nu cum le spun unii la ureche, că e bine, că uite așa și pe dincolo. Li s-a tot spus de unii și acum dacă
vreți, nu intru în intestinele politice, dar în județul Argeș, de 27 de ani, Partidul Social Democrat este la comandă. Da. În 27 de ani, oamenii, domnul Bucura, vă spun, sunt monumente de tristețe, domnule, și de sărăcie. Domnule, nu se poate, da, este inadmisibil. Se întâmplă și în alte fiefuri ale PSD-ului și totuși, Teleorman e un exemplu, și totuși lumea se încolonează de atâția ani și merge la vot reconfirmând această... Da. Această, nu dictatură, dar mă rog, această dominație roșie în anumite domnul județe. Bucura, este o formă rușinoasă de a batjocori oamenii. Mai întâi i-a mințit, i-a luat în barca lor, da? Apoi i-a sărăcit, i-a luat prizonieri, după care acum, prin niște ajutoare sociale, îi ține în captivitate pur și simplu și îi folosește ca mașină de vot din 4 în 4 ani, din 2 în 2 ani, sub amenințarea că dacă greșesc cumva și se reorientează, o să piardă acele ajutoare. Domnul Bucura, din alea nici nu mor, nici nu trăiesc, dar o pereche de ochelari unui om să vadă lumea așa cum e, să-și poată mângâia nepoții, copiii, să vadă primăvara, să se bucure de iarnă, că a venit zăpada și așa mai departe, să vadă lumea în toată splendoarea ei, nu cum le spun unii la ureche, aproape că, domnule, am ajuns până într-acolo să cred că în mod hilar și batjocoritor vor să le spună ei la ureche cam cum arată lumea și ce fac pentru ei. Apoi, eu cred că, raportându-mă la stomatologie, și nu mă las până nu voi implementa acest proiect al ochelarilor pentru toată lumea, nu doar pentru cetățenii din Argeș. Evident că este o constatare pe care am făcut-o în pelerinajul meu și în vizitele pe care le-am făcut la casele cetățenilor din Argeș. Mi-am propus să fac o campanie, cum i-am zis eu, de pingea. Adică, domne, la pas. Nu se poate altfel. Că dacă stai într-un birou sau pe nu știu unde și te-a pus să îți imaginezi, este una. Dar când vibrezi și iei problema de la sursă, pleci cu ea și nu te lași până nu o rezolv. Dacă ești un om de bună credință, mă uitam în toate comunele. O multitudine de oameni edentați total. Domnul Bucura, o formă mai mutilantă decât edentația totală pentru ființa umană, aproape că nu există decât unele, mă rog, despre care nici n-aș vrea să... Dar astea sunt la vedere. Domnule, nu mai arată oameni. Și atunci mi-am propus că statul are posibilitatea asta și o să revenim și la bani, că tocmai m-ați întrebat despre ei. Sunt resurse financiare în sănătate și o să facem referire, dar dacă noi oferim o proteză gratuită la un număr de ani, 3-4 ani, o proteză totală gratuită pacientului, unui om, ce face domnule cu ea? Că nu și-o pune la cât să se plimbe cu ea prin Trivale, prin centrul orașului Pitești sau București sau... Nu, și-o pune în gură și arată om. Mănâncă cu ea, se bucură de viață. Ori, astea sunt chestiuni pe care le putem implementa imediat. Uitați, am mai constatat un lucru. Este considerată, practic, se manifestă ca o epidemie, diabetul zaharat. Există o modalitate, astăzi este și ziua internațională a diabetului, dacă țin eu bine minte. Sunt milioane de oameni pe planeta asta, dar și în țara noastră, peste 12% din populația țării suferă de această maladie care decimează populația. Revenind la stomatologie, păi dom'le, un om care nu se hrănește, dacă nu se hrănește că nu are dinți, da, dacă are o proteză poate să o facă. Un om care nu se poate hrăni nu dă randament, dom'le, degeaba îl duci în fabrică, degeaba îl duci pe ogor. Dacă el n-a mâncat,
nu s-a hrănit, nu duce. Apropo, ne întoarcem în timp și prin târguri, știți că sclavii erau evaluați după dinți, după starea lor de sănătate. Păi, lucrul ăsta este relevant, că cel care vroia să-l exploateze trebuia să se asigure că el are dinți, că e sănătos, prin urmare statusul dentodentar este un barometru al sănătății lăuntrice a pacientului, așa cum starea de edentație este tot un barometru de nesănătate a cetățeanului în lăuntrul său. Și atunci nu mai luăm în calcul economic, dacă vorbim, că ajungem la bani până la urmă. De pildă, un pacient edentat este expus la bolile tubului digestiv. Este știut. Pe lângă faptul că nu arată om și noi ne dorim asta, boli care, de pildă, un ulcer. Păi dacă facem socoteala, ce cheltuială are statul cu un pacient de ulcer, o să ajungem să ne dăm seama că este de 50 de ori mai mult decât o proteză. Ne luând în calcul faptul că postoperator pacientul ăsta zace, mai stă prin concedii medicale, că el are un program, mă rog, mai protejat la locul lui de muncă și așa mai departe. Nu este economic până la urmă, domnul Bucura. Ori Partidul Național Liberal a înțeles aceste lucruri. Și mai sunt, dar astea mai sunt probleme. Dar astea sunt de imediată necesitate. Cabinetul stomat, casa medicului, cu tot ceea ce am spus că implică ea, și profesionalizarea, redarea medicului de familie, medicului din mediul rural, a demnității și onoarei pe care și-o merită. Pentru că e greu să trăiești la țară. Mai cu seamă ca medic. Medicii, prin educația lor, prin instrucția lor, au și pretenții pe care eu le găsesc firești. Am înțeles, cele trei căi e foarte și atunci noi ne-am propus să facem un salariu atractiv pentru medic, pentru toți medicii, dar punând accent pe medicul din mediul rural. Apoi, el trebuie să aibă niște sporuri pentru că trăiește acolo. Apoi, noi imediat trebuie să ne ocupăm de pregătirea medicală continuă, pentru că el a fost deprofesionalizat în ultima perioadă de timp. Noi trebuie să-l reconsiderăm din punct de vedere profesional. Îl întrebam pe unul dintre medici, dumneata, dacă ai o urgență într-un sat vecin, că e dispensarul comunal, cum ar veni, cum ajungi? Păi îmi spune, era o doamnă, face, păi domn profesor, pe mine mă lasă soțul meu dimineața aici și mă ia la prânz. Ce, doamnă, dar înainte aveați șareta, doamnă, cu care vă duceați la un pacient care nu e transportabil, este într-o dificultate. Face, nici măcar șareta nu mai există. Doamnă, eu nu-mi doresc să ne întoarcem la șaretă, dar dacă trebuie și nu avem bani decât de șaretă, cumpărăm o șaretă, zic eu. Sigur că ar trebui o mașină. Ar trebui să aibă un mijloc de locomoție. Nu se poate. Este și specificul locului și mai devreme v-am întrerupt și o să vă rog să revenim la povestea asta. De ce la Argeș? Asta ați spus că sunt voci care spun, domne, de ce a ajuns acolo un bucureștean? Au spus mai rău, că am fost parașutat. Domnul Bucura, un general când e parașutat undeva, da? Fi sigur că el știe unde va fi parașutat și înainte de asta, de a accepta să fie parașutat, fără discuție că studiază terenul. Da, e o chestie strategică. Este o chestie strategică. La Argeș, în primul și în primul rând, pentru că eu sunt legat de județul Argeș. Am făcut stagiu în tinerețea mea la Spitalul Militar Argeș, Pitești, pardon. Am foarte mulți colegi din facultate, prieteni adevărați, că prieteniile din studenție rămân precum cele din copilărie. Am foarte mulți în cele 15 generații de studenți pe care i-am instruit, mulți dintre ei, medici în prezent, își desfășoară activitatea în Pitești. L-am îngrijit până și pe Dobrin. În ultimele lui momente din viață, Dobrin a fost internat în Spitalul Militar și când eu eram comandant și l-am tratat, mă rog,
înainte de a se desprinde de pe lumea asta, i-am oferit șansa să o facă demn și civilizat. Și s-a bucurat împreună cu soția dumnealui de toată căldura și de toată priceperea medicilor militari. Însă așa a fost, viața ni l-a luat. La Argeș, pentru că este aproape, nu-mi consum foarte mult timp pe drum, pentru că mă interesează viața rurală și Argeșul poate să îmi ofere posibilitățile să pot să îndrept ceea ce nu merge, pentru că viața țăranului din Argeș și viața rurală a argeșenilor o putem multiplica. Este aceeași pe întreg teritoriul țării. Există autostrada, da, e și așa mai departe. Îmi oferă și îmi rămâne timp să mă ocup și de profesia mea, pentru că vă spuneam la început că eu nu vreau să devin un politician. Spre asta vreau să ne îndreptăm înainte de a trece la ultima parte a interviului, partea Fulger. Vreau să discutăm foarte, foarte puțin și pe scurt și despre zona asta politică, pentru că asta e, vreți, nu vreți, veți face parte dintr-o garnitură politică. Și, în primul rând, cu Argeșul am înțeles. Au spus despre noastră și că ați fost parașutat și că ați simțit până acum pe propria piele ce înseamnă atacurile în lumea asta politică, o campanie. Campaniile în România n-au fost dintre cele mai curate și cu mânuși. În primul rând, aș vrea să mă refer la organizația PNL Argeș, da, filiala Argeș, care, spre surprinderea mea, nu vă ascund că am avut un pic de emoții, că s-ar putea să mă confrunt cu o adversitate acolo. Da, să nu mă asimileze. Dimpotrivă, și-au dat seama cine sunt, mi-au dat posibilitatea să mă prezint. Și zic, face, dom'le, da, e profesor universitar, e medic, face sens, poate și prin contribuția dumnealui reușim să întoarcem situația și să încercăm să echilibrăm, cel puțin politic, raportându-ne la PSD, care, v-am spus, i-a luat prizonier și mai mult decât atât, eu le-am spus argeșenilor, așa, în pelerinajul meu și în toate interviurile mele, că e momentul, există această șansă, a făcut-o și America de curând, da, vedeți, să scape de sub dictatura PSD-istă. Și acum eu nu am nicio inhibiție să spun că despre asta vorbim, despre dictatură PSD-istă în Argeș. Și acum, dacă în decembrie am scăpat de o dictatură, o știm cât de agresivă a fost dictatura comunistă, în decembrie, da, uitați că Dumnezeu a făcut ca alegerile de anul acesta să fie tot în decembrie și să, de data asta, populația să reușească să scape de dictatura PSD-istă, tot printr-o revoluție, dar de data asta democratică. Pentru că eu cred că votul, până la urmă, este glonțul de aur al democrației și sunt convins că cetățenii argeșeni vor ști de data asta să-l folosească în beneficiu intereselor lor, al copiilor, al părinților, al bunicilor, în așa fel încât să poată să își croiască un viitor mai bun pentru care și la care aspirăm cu toții. Domnule, dacă, sigur că toată lumea gândește pozitiv când pleacă la orice bătălie, că e politică, e militară, dacă cumva prin absurd demersul noastră nu o să iasă și nu veți ajunge în Parlament, prin această candidatură v-ați asumat apartenența la un partid politic. De dreapta, cum ați spus că sunteți și dumneavoastră ca și convingere, veți continua să rămâneți un membru, un militant, un cadru activ al PNL-ului, indiferent de scenariul de după 11 decembrie? Absolut. V-am spus, pentru că eu cred și în mintea și în sufletul meu, eu cred și gândesc ca un liberal. Din poziția deci ați pornit de... la un drum politic, nu la o mișcare politică. Nu. Și nu mă voi lăsa până ce ideile mele și zbaterile mele nu vor rezona cât de cât în, mă rog, în măsurile pe care Partidul Național Liberal le va implementa.
Și sunt convins că Partidul Național Liberal va fi la guvernare anul acesta. În jurul lui se va crea guvernul și va reuși să armonizeze și să facă în așa fel încât bugetul sănătății, cel puțin, eu la el mă refer, să arate mai bine, măcar. Să arate mai bine și să fie judicios cheltuit. Domnul Dan Bucura, dacă m-am referit la adineauri, la medicina rurală, spitalele, fără discuție, că trebuie să ofere o asistență medicală de calitate, dar nu oricum. Vedeți, dumneavoastră, în toate sferele sociale, statul s-a dovedit cel mai prost administrator. Să știți că nici sistemul medical din România nu a fost ferit. Păi astăzi, mă rog, în cursul anului 2016, pentru sănătate, statul a oferit aproape 8 miliarde de euro. Sunt bani foarte mulți. Da. Părerea mea este că dacă banii ăștia ar fi foarte bine administrați, vorbeam de stat, statul prin instrumentele lui, sănătatea din România ar arăta altfel. Referindu-mă la spitale, am fost prin spitalele argeșene. Domnul Bucura, m-am întors în timp de asemenea. Sunt spitale, de pildă, mă refer la spitalul Curtea de Argeș. Dom'le, acolo sunt 35.000 de suflete care trăiesc în acel oraș și nu au un medic oncolog. Asta în contextul în care, de pildă, în Curtea de Argeș sunt înregistrați deja peste 1000 și vreo 275 de pacienți cu boală oncologică. Vă dați seama câtă suferință în sufletul lor, pacientul trebuie să se ducă să-și ia o receptă pentru citostatice. Pentru asta el trebuie să ajungă la Câmpul Lung sau la Pitești. Niciodată un pacient oncologic nu ajunge singur, însoțit de cineva din familie care pleacă de la serviciu, bășca suferința pe care așa neajunsurile și neajunsurile astea îi le produc și prin asta se multiplică la toți membrii familiei. Nu se poate. Ne-am propus și sunt convins că vom reuși. De pildă, medicul care prescrie recepta trebuie online să fie racordat la farmacia care furnizează medicamentele. El când le scrie trebuie să știe că pacientul le găsește acolo. Nu pleacă cu rețeta, se duce la farmacie, constată că nu este decât un produs din 5, da? Își ia produsul respectiv, medicamentul respectiv, dar el trebuie să se întoarcă înapoi la medicul de familie, să mai ia o rețetă, se duce înapoi la farmacie, constată că nu mai găsește decât două și tot așa face drumuri. Un om bolnav este nefiresc, suntem în era calculatorului. Online, medicul care prescrie tratamentul trebuie să aibă situația stocurilor din farmacie. Este o umilință ceea ce se întâmplă pacientului oncologic. Eu mi-aduc aminte când am preluat Spitalul Universitar de Urgență Militar Central spre comandă, secția oncologie a spitalului era cea mai necăjită. Spațiile cele mai proaste, cele mai urâte, nici nu vă puteți imagina. Domnul Bucura, primii bani din bugetul spitalului, sub comanda mea, i-am direcționat către oncologie. Am înființat concomitent toate anexele necesare îngrijirii pacientului oncologic. Pe lângă spații atractive, în care mă refer la saloane, la cabinetele pentru medici și așa mai departe, am pus la punct radioterapia, am pus la punct aprovizionarea curentă cu citostatice. Cu alte cuvinte, mi-am dorit ca pacientul oncologic, perspectiva lui de viață știm că este un prognostic nu tocmai favorabil pentru unele dintre diagnosticele respective, dar am gândit așa, că un pacient când se desprinde de pe lumea asta, măcar să se desprinde dintr-un loc civilizat. Ori, uitați-vă și dumneavoastră, în Pitești astăzi sunt 16.000 de pacienți bolnavi de cancer.
acești pacienți aproape că sunt uitați. Nu există radioterapie. Nu se poate. Nu se poate. Sigur, visăm la spitale noi. Ne dorim asta. Cine nu-și dorește? Dar, domne, un aparat de radioterapie nu costă un capăt de țară. Spuneam că m-am dus prin spitalele argeșene. În primul rând, niște spații insalubre. Sunt neatractive, neatractive pentru medici, neatractive pentru pacienți. Circuitele medicale. Știți, a fost luată în discuție asistența medicală din județul Argeș. Și a făcut subiectul dezbaterilor publice la nivel național. Domnul, o să vă rog foarte pe scurt, că ne presează timpul, ultimele minute, și vreau să facem și partea blitzkrieg, baltea, fulgera interviului nostru. De aia, înțeleg, deci probabil că spitalele vor trebui să fie o prioritate și pentru PNL. Noastră veți trage în special pentru ceea ce este de rezolvat în Argeș. Sigur. Și vor servi acțiunile și legile pe care, în domeniul sănătății, pe care eu le voi promova, neapărat vor servi întregii asta, țări. Asta se poate rezolva, sigur, și cu acțiunile din Parlament, dar cu siguranță veți avea nevoie și de o intrare la guvernare, ceea ce, în esență, asta ne dorim, de asta și chemăm pe cetățeni alături de noi. Altfel, din opoziție, este ca într-o familie, domnul. Din opoziție, din păcate, e mai greu, nu imposibil, dar... Este ca într-o familie. Când ceva nu merge, ce faci? Rămâi în continuare să te lamentezi, să suferi? Schimbi, domne. Uitați, America și-a schimbat comanda. Da. A avut curajul să o facă. Vedeți, dumneavoastră, circuitele din spitale, nu mai vorbesc, pleacă pacientul cu o boală și se întoarce, pleacă cu boala lui și ajunge la spital cu boala pleacă cu alte două în plus. Cu alte câteva în plus. Da. Sunt probleme de genul... Evaluarea spitalelor, cred că cu asta trebuie să începem. A tuturor spitalelor, din punct de vedere seismic, de pildă. Domnul Bucura, spitalele sunt... Mi-e teamă că la un cutremur, așa, sunt și ele expuse și în loc să trateze pacienți, va trebui cineva să se ocupe chiar și de personalul spitalului care trăiește acolo. Ne dorim spitale noi, dar trebuie să le punem la punct și pe astea care sunt. Domnul Jean, ultima parte, 5 minute, 5 întrebări. La fiecare întrebare aveți un minut de răspuns. Dacă răspundeți mai rapid, cu da sau nu, câștigați timpul pentru cealaltă. Eu, după fiecare întrebare, vă voi apăsa cronometru. El merge. După ce terminați răspunsul, îmi dați pasa înapoi. Da. Cum vedeți dumneavoastră ca viitor parlamentar cum vă veți poziționa mai exact față de viitoarele cereri ale DNA-ului și ale statului de drept, ale procurorilor, pentru ridicarea imunității unor colegi? Noastră nu sunteți specialist, nu sunteți jurist, veți fi pus în fața unor momente în care veți vota cu da sau nu. Domnul Bucura, eu nu sunt un politic, dar nu sunt jurist, dar nu sunt lipsit de rațiune. Păi, cum credeți că poate fi îndreptată țara asta decât luând măsurile cuvenite în ceea ce privește integritatea, în ceea ce privește, ori dacă un parlamentar a ajuns în fața justiției și justiția vrea să continue cercetările, este liber, trebuie să-i dăm libertatea să o facă, nu să restricționăm justiția. Partidul Național Liberal militează pentru o justiție corectă. Și din punct de vedere politic, fără niciun fel de imixtiune. Răspund că ați înțeles răspunsul meu, voi vota cu în conștiința mea în favoarea cererilor, pentru că, uitați-vă și dumneavoastră, nu avem autostrăzi și ne lamentăm pentru asta, dar românii sunt sfârtecați pe drumurile naționale. Și-au pierdut viața în România într-un an de zile, în ultimul an de pildă, dar și în anii anteriori, mai mulți cetățeni decât morți au fost în războiul din Afganistan. Credeți că e posibil? Am înțeles. O să pasion locul dumneavoastră la prima întrebare. A doua. Ați vorbit de votul dumneavoastră legat de cum vă dictează conștiința. În partide, nu în Partidul Național Liberal, dar în toate, experiența ne-a arătat că se votează și cum e ordinul pe zi, pe unitate, ca să zicem așa. Ce veți face când conștiința noastră poate nu va fi în rezonanță cu o
cale pe care partidul o impune legat de un vot, de o lege, de o măsură anume? Este exclus ca Partidul Național Liberal să-mi impună să votez într-un anume fel în contextul în care discutăm despre chestiuni care servesc cetățenilor. Partidul Național Liberal este preocupat de cetățean și pune în interesul său mai întâi și mai întâi cetățeanul. Dacă lucrul acesta se va întâmpla, dar vă asigur că nu, voi încerca să-i determin și să le arăt în cadrul partidului că suntem pe un drum greșit. De altfel, noi suntem o echipă nouă. Peste 65% din candidații Partidului Național Liberal suntem noi. Ori, eu cred că vom reuși să ne armonizăm din punctul acesta de vedere și vom lua deciziile cele mai drepte și cele mai corecte. Centrul, mă refer la conducerea centrală, sunt convins că vor rezona alături de noi cei care, mă rog, ne-am angajat să servim cetățeanul și implicit Partidul Național Liberal. Spuneți-mi, știți cât este în prezent salariul unui parlamentar? Nu vă întreb degeaba lucrul ăsta, pentru că eu sunt convins că în calitate de medic și de profesor, în prezent noastră câștigați un pic mai mult decât ar câștiga un parlamentar. Mă rog, o întrebare capcană, ca să-i zic așa, numai că nu știu dacă datele mai sunt de actualitate, nu m-am interesat de curând care e salariul. Eu nu am venit în politică pentru salariu. Domnul Bucura, eu v-am spus că eu nu am venit în politică pentru salariu. Eu cred că dacă toți deputații ne-am propune să renunțăm pentru câteva luni măcar din mandat la salariu, eu aș fi primul care aș vota lucrul ăsta. V-am spus, am o profesie din care pot să câștig suficient să-mi întrețin familia. Dar, ca să nu evit întrebarea, în urmă cu ceva vreme am văzut o emisiune la care se dezbătea și salariul. Dacă o mai fi de actualitate sau nu, eu promovez o cifră. Cred că în jur de 4.000 și un pic, 4.500, 4.600. De roni, da? Să precizăm asta roni, că roni. Unii ar putea interpreta. Sunteți aproape, domnul general. Apropo, spuneți-mi și mie cifra că... Undeva la 70 de milioane vechi brut. Ceea ce înseamnă exact pe unde v-ați situat și dumneavoastră. 1000 de euro plus minus. A patra întrebare. Parlamentarii noștri susțin în ultima vreme, o bună parte dintre ei, că sunt hăituiți de instituțiile statului de drept, că sunt vânați, că e greu. În momentul în care veți ajunge și dumneavoastră parlamentar, credeți că ar trebui să vă temeți dumneavoastră să intrați în această logică a unui discurs de acest tip? Nu, domnul Bucura, nu mă tem. Nu mă tem pentru că dorința mea este una de a îmi vedea de ale mele, iar hăituiți, așa cum a spus dumneavoastră, ca politicieni, nu se simt decât cei care au făcut lucruri pentru care statul îi trage la răspundere. Magistrații asta fac, vedeți? Ei trebuie să vegheze ca oamenii, dar mai întâi politicienii, să nu facă greșeli, să nu facă lucruri. Dacă lor nu le este rușine, măcar să-i sancționeze statul. Dacă lor nu le este rușine atunci când le comit, statul trebuie să-i sancționeze și să-i tragă de mânecă. Ori eu cred, vă spuneam că justiția este una, justiția zilelor noastre este una corectă, dreaptă și ca politician nu am de ce să mă tem, pentru că nu am venit cu gândul și în viața mea nu am făcut lucruri de care să fie rușine. Dacă cineva se teme, înseamnă că a făcut lucruri și este încurcat în demersurile lui atunci când justiția intervine. Am înțeles. Și în fine, ultima întrebare. Ce părere are familia dumneavoastră de acest demers interpretat de unii surprinzător de a merge în Parlamentul României? Da, familia mi este alături. Câteodată, știți, noi trebuie să ne susținem reciproc membrii familiei. Eu și soția mea, când luăm o decizie, o luăm împreună.
Bineînțeles că nu i-a căzut foarte bine, probabil că nu se aștepta. Însă i-am explicat că este dorința mea, că este rațiunea pentru care eu acum trăiesc, aceea de a întoarce țării mele ce am primit, experiența și instrucția mea. A fost de acord cu ea, dar mi-a pus o condiție, să nu care cumva să neglijezi clinica, cabinetul, adică profesia, cum ar veni. Deci va trebui să vă rupeți din timpul dumneavoastră în așa fel încât să le împăcați pe toate. Domnule general, vă doresc succes, vă doresc să vă iasă toate aceste proiecte și vă aștept cât mai curând posibil în studioul nostru pe SNews, poate adresându-mă dumneavoastră ca domnule deputat. Eu vă mulțumesc, sper să mă ajute Dumnezeu, dar știu că vreau să schimb lucruri, să ajut cetățeanul și să-mi ajut țara și mai știu și simt că pot să o fac. Mult succes! Mulțumesc, la fel!